Am revenit, suntem în direct. Ciprian Mihalcea, director executiv. Grupul Zâmbetul nostru este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, Ciprian, și îți mulțumesc pentru prezență. Bună seara și bine v-am găsit. La mulți ani, Ciprian. La mulți ani pe anul 2022. Da. Recent, grupul Zâmbetul nostru a anunțat că a preluat un alt caz social. De fapt, tu ai fost cu inițiativa, ați preluat un alt caz social. Este vorba de o familie formată dintr-un tată cu doi copii, două fetițe, care se află într-o situație dificilă. Voi ați pregătit un material despre această familie. Sigur. Propun să urmărim acest material, iar mai apoi ne întoarcem și detaliem Sigur. Anumite aspecte. Să-mi scrii cum te numești și câți ani ai, te rog? Elena Buhuș. Și am 10 ani. Ce-ți place ție cel mai mult să faci? Să învăț și să citesc. Ce ți-ar plăcea să devii? Cântăreață. Wow, super! Dar spune-mi, te rog, puțin despre părinții tăi, vrei? Ce face mama ta? Nu prea bine, arunca pastilele pe foc, ne certa. Te certa des? Foarte des. Mă strângea de gât. Eu am vrut să-i spun mamă când e gata cine, iar ea s-a supărat pentru că vorbea cu tata. Și apoi s-a supărat. Și tata cum se comportă cu voi? Foarte bine. Ne iubește, face orice pentru noi. Și tu îl iubești pe el? Foarte mult. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Îmi doresc să fiu cu mama, cu tata și cu sora mea împreună. Cum o cheamă pe sora ta? Gabriela. Și iubești? Mult. Și faci frumos împreună? Da. Jucării. Ce fel de jucării? Păpuși. Unde e mami tău? E la vale. Și a mai venit înapoi? Da, dar nu e cuvenit. După a plecat. Îl iubești pe tatăl tău? Da. De ce? Încă e o tati cu micumas. Și pe mama ta o iubești? Da, dar ea nu mai vine acasă. De ce n-a mai venit, iubite? Păi s-au căcat tratamentele. Soția mea a făcut doi copilași cu ea. Am crezut că la început mergem bine, după aia a devenit rău. Nu s-a luat în tratament și m-am luptat pentru ea, m-am dus la spital, am dus-o. I-am luat tratamentul, la un moment dat nu a vrut să le iei și a început să sar la copii, să vii recalcitrant. Cu fetițele, o mare parte când se iau acasă, eu le fac mâncare, eu le spăl, eu le fac toate. Salariul este minim pe economie. Din el trebuie să trag mult ca să pot fac mâncare gătită. Dacă mi-aș face mâncare gătită, nu mi-aș ajunge chiar deloc. Mai trag și eu. Am și banca, care mă mai ține pe loc un pic. A crește două fetițe singuri, e ceva pentru o tată. Pentru că eu mă bucur cu ele, dacă nu le-aș avea, iar ar fi greu și pentru mine singurătatea. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru că există ele și eu le exist pentru ele. Eu în sufletul meu zic că mă descurc bine, dar în inimă mă descurc rău. Trebuie să le spun la petiță durerea mea care o am în suflet. Să păstrez eu. Eu mi-am luat angajamentul că le cresc, că nu mă rog de sus.
am venit în comuna Miroslava pentru a vedea un caz social pe care dorim să-l ajutăm, și anume un bărbat părăsit de soția lui cu probleme psihice, care și-a abandonat copiii, două fetițe superbe cu niște ochi minunați, pe care le crește singur, le îngrijește singur, pe care le-a învățat să citească și pe care noi vrem să-i ajutăm. Iar acești copii merită să aibă un viitor mai bun. Ajutați-i și dumneavoastră, vă rugăm. Am revenit, o poveste emoționantă a acestei familii, familia Puhuș, iar voi, Ciprian, grupul Zâmbetul Nostru, v-ați propus să ajutați această familie. Cum anume? Acum două zile am cunoscut acea familie din comuna Miroslava. Am mers prima oară să vedem despre ce este vorba. Am văzut că este un tată luptător, un tată care muncește, care are un job. Pentru noi este foarte important să vedem ce face familia pentru a sprijini copiii, în primul rând. Copiii i-am găsit colorând, fără să anunțăm noi că suntem acolo, că o să venim să vizităm familia. Copiii colorau pe pat. Aveau activități educative, da, foarte importante. Iar tatăl era în bucătărie, făcea mâncare, nimeni nu știa că venim. Am întrebat dacă sunt de acord să filmăm, să împărtășim povestea lor întregi țări. Au fost de acord și m-au marcat un pic răspunsurile copilor și eu nu am apărut în acel clip pentru că eram în spatele, am plecat în altă cameră pentru că nu puteam să aud răspunsurile copilor pentru că mă afectau foarte tare. Am văzut și pe colega voastră, era foarte emoționată. Eram toți și acolo, toată echipa era în lacrimi. O poveste foarte tristă, de altfel, Ciprian, iar voi nu ați rămas nepăsători nici de această dată. N-am rămas nepăsători și ne dorim, adică îmi doresc personal și deja de două zile mă stresez foarte tare să vedem cum putem aduce o rază de soare familiei, și prima rază de soare a ajuns chiar în prima zi după ce am postat clipul pe Facebook. Am primit și prima sponsorizare pentru această familie. Vom avea geamuri și uși noi, deja este achitată factura astăzi, am fost și am dat comandă de tot ce trebuit. Plus, familia a primit astăzi de la un pensionar din Bacău, a venit un domn de 74 de ani cu remorca plină cu lemne și a rămas un pic uimit că a venit, deși mi-a spus că am împrumutat bani de benzină să aducă lemne. Eu la plecare am întins 200 lei și i-am spus măcar pentru combustibil și a spus că nu refuză ajutorul. Oamenii cu suflet mare și dau din puținul lor. Foarte emoționat. Am rămas foarte uimit că de când am postat videoclipul mă sună foarte mulți pensionari și îmi povestesc povestea lor de viață și îmi zic că din pensia lor foarte, foarte mică ar dori și ei să doneze 50-100 de lei și mi s-a părut foarte drăguț să stau să le ascult povestea, să le dictez codul bancar literă cu cifră cu literă și la fiecare în parte, da, și chiar mă uitam în mesajele de la bancă, chiar intrau de la bătrâni și mă miram, zic oamenii ăștia care chiar nu au donează și ăștia care au bani dau scroll, nici nu se uită pe acel caz. Poate se opresc și ei și poate urmăresc această poveste, Ciprian. O casă, de altfel, ți-ai propus să le construiești. Mi-am propus să construiesc o casă, da. Și pentru această familie. Tot acolo, în curte sau unde anume? Sau vrei să modernizezi pe asta acum? O să facem casa, o să o reconsolidăm. O să, în urma analizei mele cu un specialist, o să mai facem, dacă reușim să strângem bani, facem o anexă unde să avem o baie, pentru că ce au acum nu ne permite să facem o baie. Acolo au trei încăperi, dar din două vrem să facem una, pentru că e foarte mică, e 3x1 sau 3x2, nu mai știu exact. Și dorim să facem un open space cu camera copiilor, tatăl stă în bucătărie care e open space, copiii într-o cameră separată și o baie în anexa respectivă care trebuie să o construim. Le-ai vorbit despre asta a copiilor? Am vorbit doar cu tatăl. Cu tatăl, așa. Am întrebat copiii dacă și-au dorit o casă. Ei mi-au spus că nu, ne dorim geamuri și uși. Și le-am spus, da, de ce? Ca să nu se mai chinui tatăl.
Și l-am întrebat, fratele, de ce vă chinuiți din 1600 de lei sau 1500 cât are el salariul plus tichete de masă, de ce vă chinuiți pentru 3 persoane? Și mi-a spus, dar știți, eu când am divorțat de soția mea fiind bolnavă de schizofrenie, am făcut o rată în bancă. Și el plătește vreo 3-4 ani rata în bancă pentru a-și achita creditul și din ce rămâne cumpără hrana copiilor. Deci rămâne o sumă mult mai mică. Da. Deci mai are o datorie acest om la bancă. Da, și ne propunem să o stingem noi prin asociația noastră. Adică primul lucru pe care eu îl fac în familia lor va fi al doilea, că deja am luat geamurile. Și așa, al doilea următorul lucru. Aș vrea să sting datoria, 90% din sumă o avem. Aș vrea să o sting datoria ca să el să nu mai fie stresat că nu are de unde plăti rata și să poată avea 100% grijă de copii fără a avea mai avea grijă de ziua de mâine. Geamurile au ajuns chiar la ei? Nu, sau geamurile abia am dat azi comandă, durează foarte multe comenzi, dar se vor monta exact pe 23 dacă chiar vreți okay. Data exactă. Bun, iar construcția la casă când ar urma să În urma donațiilor pe care noi le strângem. Deci totul depinde de finanțare, de donații, așa? Da, nu pot să zic un termen pe care noi o să le executăm. Prefer să nu încep nimica până ce nu am măcar 3/4 din suma evaluată de constructor, pentru că nu e ok să intri și apoi să lași așa. Simți o presiune mare, Ciprian? Da, simt o foarte mare presiune. De misiunea ta? Știu ce înseamnă să faci o casă. Avem o experiență acum de o lună, când știu exact fiecare cât costă și de asta acum sunt un pic ușurat că știu prețurile, știu când am bani ce fac cu ei, adică știm unde vor merge. Ar fi casa cu numărul 2? Da, ar fi casa cu numărul 2 și cred că ar fi un succes pentru viața mea personală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să construiesc case copiilor, dar exact ce nu m-am așteptat, aia văd că realizez în cadrul ONG-ului Grupul Zmet Nostru și mulțumesc foarte mult pe latura asta cu colegii mei din Consiliul Director, care mi-aprobă toate proiectele de zi cu zi, Leo, care îmi suportă fiecare telefon și zic că te rog frumos să aprobim proiectul ăsta, că vreau să fac o casă, aprobim. Ciprian, cei care doresc să sprijine această familie, cum o pot face? O puteți sprijini această familie donând în conturile bancare afișate pe pagina noastră de Facebook, Asociația Grupul Zbetul Nostru, sau vă puteți întâlni cu unul din colegii noștri în oraș pentru a dona cash, iar colegii noștri vă vor oferi o chitanță pentru donația dumneavoastră oferită. Și nu te-am întrebat cum a ajuns această poveste la urechile tale? Povestea asta a ajuns la noi la asociație printr-un vecin de acolo din sat. Eu nu am pus foarte mult accent pe acel... Pe acea informație, acel mesaj, acea informație, pentru că la noi zilnic vin minim 30 de povești și nu știm cui să răspundem, pe cine să susțineți, sprijinim. Așa. Și, nu știu, am ajuns acasă foarte obosit, m-am gândit că nu am răspuns favorabil acei familii și a doua zi am sunat echipa de filmare și am luat colegii de la birou, am spus că mergem la familie, fără ca colegii mei din Consiliul Director să știe ce fac. Întâi a apărut filmarea și apoi am anunțat că știți, vrei să-i ajuți. Da, n-am putut să mă abțin. Cred că nu trebuie nicio aprobare din lume să ajuți pe cineva dacă chiar este nevoie reală de sprijin și cred că suntem oameni și când vezi oameni care muncesc pentru a avea tot ce trebuie, minimul strict necesar, cred că ăștia trebuie ajutați. Nu vreau să judec, dar nu cred că este corect ca noi ONG-uri să sprijinim întotdeauna pe cei ce nu vor să muncească, pentru că noi astfel încurajăm ca lumea să stea și să primească degeaba și noi, sincer, noi nu muncim. Noi muncim, dar nu primim nimic gratis. Adică tot ce obținem prin muncă. Dorința ta de a ajuta, de unde vine? Dorința mea de a ajuta, cred că deja o știi, Olga. Poate ne urmăresc oameni noi și ar trebui. Toată lumea știe că eu provin dintr-un centru de plasament din Iași și am crescut de la o vârstă foarte fragedă, cred că de la 3-4 ani, mai știu exact. Erai mic. Da, și... Cum a fost experiența? A fost o experiență, eu sunt un norocos față de ceilalți și am crescut la un centru particular, era un centru de pocăiți în ghilimele și acolo am învățat foarte multe lucruri și cred că de asta nici nu fumez, nici nu beau, pentru că am avut acolo o educație foarte, foarte strictă și cred că de acolo mi-a plecat spiritul de a ajuta.
Revenind la proiectele grupului Zâmbetul Nostru, pentru acest an ce vă propuneți? Anul ăsta avem un proiect, sigur știți, despre centrul nostru de zi. Ne dorim să achiziționăm un teren și să facem un centru de zi în comuna Belcești. O să avem niște întâlniri cu cei de acolo, cu Consiliul Local. Mi-am propus anul ăsta să mă duc într-o vizită și să propun proiectul nostru cu Consiliul Local din comuna Belcești. Un alt proiect îmi doresc să facem temeni cu copiii din centrul de plasament din Iași. Super tare! Cum anume să faceți teme? Sau voluntari de-ai voștri să voluntarii noștri așa. Să meargă după amiaza, o zi pe săptămână, să meargă cu ceva dulce și să facem teme și apoi să facem niște jocuri atractive cu copiii. Cred că anul 2022, în poziția copilului, nu mai sunt foarte multe centre. Ei sunt în regim familial, adică 6 într-un apartament. E un lucru bun, e un lucru foarte bun și foarte, foarte benefic. Bun, exact. Iar dacă revenim la centrul de zi, ce presupune acest centru? Centrul de zi presupune efectuarea temelor copiii, vor beneficia de o masă caldă și atunci vom face... Deci vor avea parte de tot felul de activități educative, bineînțeles, la acest centru. Și vom susține să nu mai abandoneze școala, că foarte mulți tineri, foarte mulți copii din lipsuri nu mai merg la școală. Iar acum, în perioada de pandemie, a crescut, din păcate, rata abandonului școlar în România. Așa este. Iar voi vă propuneți să combateți? Noi ne propunem să combatem prin realizarea unui centru de zi, bineînțeles, și angajarea unui personal de specialitate acolo, că nu putem... 2 sau 3 minute ne-au rămas până la sfârșitul jurnalului. Anul 2021, cum a fost pentru voi, Ciprian? Anul 2021 a fost un an foarte productiv pentru noi. 6 luni de activitate, cred că pot scrie o carte în ce am făcut în 6 luni de zile. Am început cu 0 finanțare din niciun de unde. Nu puteam primi sponsorizări pentru că nu eram înscris în registrul ONG-urilor. În 2 săptămâni m-am luptat, m-am sunat la ANAF, habar n-aveam, eu nu știam care e treaba cu sponsorizări. Am sunat la o firmă, știi, poți să-mi donezi? Da, îți donez. M-a verificat, nu poți să mergi fonduri că nu ești înscris în registrul respectiv. Am rezolvat, ne-am înscris. Iar acum pe partea de legalitate... Suntem perfect. În 2 săptămâni ne-am înscris. Okay. ONG-ul era legal. Nu puteam primi sponsorii pentru că nu era înscris într-un registru. Așa, deci nu așa. Că nu deci era un mic aspect era bifat. Da, am rezolvat acolo, după aia au început să crească sponsorizările, proiectele pe care le-am propus asociației împreună cu colegul nostru, Lorando, am făcut 3 tabere. Da, ați spus la mare așa. Am avut 3 tabere anul trecut. 3 tabere, un team building cu voluntarii. Noi, ca și asociație, stimulăm foarte mult și voluntarii. Încercăm să încurajăm voluntarii să muncească pentru a obține zâmbete din partea copiilor. Dar taberele acestea sunt o tradiție pentru voi, adică și anul acesta le veți organiza. Avem tabăra Hai la Mare, ediția a doua, o vom face, cred că tot în august, începutul septembrie. Vom avea și o tabără în sate din România. Vom lua 3 sate din județul Iași și vom vizita în fiecare zi cât un sat, vom dormi la o parohie sau vedem exact cum... Da. Ciprian Mihalcea, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și vă mulțumesc foarte mult și vă doresc un an nou plin de bucurii și multe zâmbete. Spor în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.